în continuare, frate Ioan, va continua serviciul și cât timpul permite, cam ai o oră la dispoziție, până la ora 12. Mă bucur în mod deosebit de întâlnirea cu frățetatea noastră în casa fratelui Cordoș Petrică, față de care păstrez o amintire cu totul specială, cunoscând pe Cordoș Petrică senior, pe fratele Petrică, care azi nu este între noi. Cu toți ne amintim de pleiada de frați a generației mele a anilor 70, la fel a fraților din Târgu Mureș, din zona Mureș, din zona de Câmpie. Fratele Petrică Cordoș, tatăl, era un frate extrem de zelos, extrem de harnic în domeniul credinței și foarte ager în cunoștință. Am apreciat mult prietenia cu el și cunoștința cu el. Veneam de multe ori în vizită în această zonă împreună cu fratele Sebastian, cu fratele Hăruța Leon de la Bistrița și era o plăcere să ne întâlnim aici. Mulțumim pentru această minunată ocazie, hărăzită prin grija fratelui Petrică Cordoș a familiei lui și prin grija tatălui nostru, care ne-a pregătit o zi atât de minunată. Considerăm că întâlnirea noastră este cu scopul de a împrospăta puțin curajul nostru, entuziasmul nostru pe cărărușa îngustă și întărirea hotărârilor noastre pentru a avea o credință mai puternică, mai hotărâtă pentru cauza frumoasă la care ne-am înscris. Cu toți știm că speranța noastră, și am mai spus-o și cu alte ocazii, este că vom câștiga viață dacă vom fi de partea adevărului, a unei credințe adevărate. Noi nutrim speranța că în curând noaptea de păcat a omenirii va fi înlăturată și speranța de viață își va face loc în locul speranței morții. Noi am observat din Sfintele Scripturi că prin căderea în păcat, părintele nostru Adam o a dus în lume moartea. Și prin declarațiile Apostolului Pavel, unde se face echivalentul dintre cel care aduce pierzania, Adam, prin păcat, al doilea Adam va veni în efectul operei lui și va aduce viața. Va fi un dătător de viață, așa se numește al doilea Adam de către Apostolul Pavel în epistola lui către Corinteni, capitolul 15. Acum, acest efect al aducerii vieții pe pământ trebuie să fie o încununare a credinței noastre și nu numai o încununare, dar pe buzele noastre trebuie să se afle această îmbărbătare, această încurajare pentru creatura gemândă, că în curând moartea va fi oprită, bolile oprite, necazul nopții de întuneric oprit. Că noi deținem un adevăr pe care îl susținem astăzi, ca nimeni altul, că aceste zori de binecuvântare pentru creatura gemândă s-au ivit, ele sunt în curs de desfășurare și putem dovedi faptul că Domnul nostru este prezent a doua oară, că El s-a întors, așa cum a promis ucenicilor în Evanghelia Ioan, capitolul 14, voi veni din nou, mă voi întoarce din nou. Acest voi veni din nou, astăzi are loc. Noi vorbim astăzi că evenimentele timpurilor noastre prezente se desfășoară în conformitate cu planul lui Dumnezeu bine pus la punct, bine alcătuit în sine însuși și fără nicio greșeală. Pe scara timpului, pe scara cronologică a timpului, suntem în zilele lui Iisus Hristos. Trăim în zilele lui Mesia. Trăim în ceea ce Domnul spune, că așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe,
Așa se va întâmpla lucrurile în zilele Fiului Omului. Nu când va veni Noe, nici când va veni Fiul Omului, ci în zilele lui Noe se întâmplă la fel în zilele Fiului Omului și noi trăim aceste zile. Așa cum Noe își construia corabia, așa cum Noe înfăptuia o operă vizibilă în mijlocul unui popor plin de silnicie și nu-l credea nimeni, tot așa Domnul lucrează astăzi ceva în timpul prezenței lui la un alt tip de corabie pe care credincioșii familiei lui Noe, antitipic a Domnului, îl cred, îl susțin și îi apără opera. De aceea, fraților, îmi propun ca studenți ai Bibliei, ca și credincioși, să parcurgem împreună niște opere care Domnul le săvârșește astăzi și să vedem cum putem noi apăra cauza Domnului astăzi aici din coace de văl. Cine ne poate crede pe noi că Domnul este prezent? De ce nu trebuie să ne fie jenă de acest lucru și să-l spunem cu tărie că observăm lucrările Domnului cu ochiul natural, cu ochiul carnal? Observăm astăzi lucrările Domnului cum nu s-au mai întâlnit niciodată în istoria omenirii recente. Că de la întoarcerea Domnului nostru a doua ora, lucrurile s-au schimbat pe mapa mond într-un mod spectaculos, adică într-un mod nemai întâlnit înainte. Dacă am trăit milenii de ani în care lumea nu a putut depăși mai mult decât viteza de fugă a calului, decât viteza de fugă a omului, astăzi noi vedem în ultimii 140 de ani minuni care se întâmplă pe glob, pe care niciodată omenirea nu le-a parcurs în mileniile de ani care au trecut peste ea în erele Evului Mediu și înainte. Dar să trecem direct la niște lucruri care ar trebui să ne îmbărbăteze credința. Vedem frați între noi înaintați în vârstă, vedem frați între noi puțin bolnavi, vedem de multe ori frați descurajați pentru că consorții vieții prezente nu anunță niște lucruri de întinerire, niște lucruri de binecuvântări vizibile fizice, în sensul că și noi îmbătrânim, cum îmbătrânește toată lumea. Cursul care îl are omenirea în general spre îmbătrânire, degradare și moarte, îl parcurgem și noi. Dar noi trebuie să anunțăm că se ivesc zorile izbăvirii de acest corp de moarte, izbăvirii de acest plagă de păcat care va fi oprită și în final va fi oprită moartea. Cum se petrec aceste lucruri sub ochii noștri? Ce semne am putea noi aduce ca să fim credibili? Ca cineva să ne creadă că într-adevăr oamenii ăștia anunță că Domnul nostru s-a întors a doua oară. Că Domnul nostru a început de fapt primii germeni a împărăției lui. Te poate crede cineva? Mai întâi de toate, îl rog pe fratele Cosmin ca împreună cu mine să caute pe dovezile Bibliei și să vedem de ce Sfânta Scriptură declară că Domnul nostru se întoarce a doua oară în atmosfera Pământului ca un hoț. Păi de ce ca un hoț? Are de furat ceva Domnul? Vine ca infractor pe terenul lui proprietate? Se întoarce nelegitim? Se întoarce cumva hoțește în sensul de a lua ce nu e a lui? De ce vine ca hoț? Iată ce spune 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 2. Citește, frate Cosmin. Pe Marcel, în loc să caute 2 Petru 3 cu 10. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Mulțumesc! Știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Adică cum e posibil ca așa să se întoarcă Domnul ca un hoț noaptea? 2 Petru 3 cu 10. Deci ziua Domnului se va veni ca un hoț.
În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Mulțumim! Vine ca hoț, trupurile cerești să topezi de mare căldură, cerurile în altă parte, zice profetul, se vor face sul, ca o carte, și vor arde. Cum vin lucrurile? Cum pământul cu tot ce este pe el va arde când în altă parte îl numim așternutul picioarelor lui Jehova? Își arde Jehova casa lui? O construit o casă atât de minunată încât atunci când o terminat-o de construit, o subscris la ea și o spus, e foarte bună. Iată un pământ foarte bun. Putem crea omul pe el. Ce fel de om? În chipul și asemănarea noastră. Și acum să-l aprindem. Pe ce fel de creator? Ce fel de Dumnezeu avem, dragii mei? Haideți să judecăm. Suntem cercetători ai Bibliei. Să mergem mai departe. Apocalips 16:15. Frate Viorel, citește-l tu. Apocalips 16:15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cele veghează, de cel ce veghează și zbăsește și își păzește haina ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Rușinea. Ce fel de haină trebuie să avem când vine Domnul ca să nu ne găsească goi? Vom vedea pe parcurs aceste lucruri. Ce îmbrăcăminte trebuie să purtăm ca să nu ne găsească Domnul dezveliți? Ce fel de credință, că haina este un merit. Haina este ceva care acoperă corpul nostru și dă eleganță, dă noblețe, dă merite. Această haină care Domnul ne-a acordat-o nouă, o haină a credinței atât de minunată, un merit al Domnului atât de minunat, să-l vedem cu ce scop s-o dat și cum o păstrăm. În capitolul 21 de la Luca, frate Cosmine, versetul 35, ce spune evanghelistul? Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți ce locuiesc pe toată fața pământului. Vine ca un laț. Adică ce s-a întâmplat, fraților? Noi trebuie să devenim încurat cu lucrurile acestea. Prin neascultare, Adam a pierdut domnia asupra pământului pe care tatăl i-a încredințat-o lui, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Neascultarea l-a dus să piardă regalitatea asupra pământului, dreptul de administrare asupra pământului și, mai rău, dreptul de viață. Acestea l-a pierdut prin păcăleala care i-a făcut-o Satan. Prin înșelarea care a produs-o întâi asupra Evei, asupra lui Adam. Astfel el a primit sentința dureroasă, fiindcă ai ascultat de glasul soției tale, acum spin și pălămidă este roada pământului pe care tu te-ai născut și te-am creat, iar tu, cu sudoarea frunții tale, trebuie să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele, până când te vei întoarce înapoi în țărână, pentru că din țărână ești luat și în țărână te vei întoarce. Mai dureroasă sentință nu există. Este sentința morții. Până te întorci în țărână, plângând, să muncești, să te trudești și cu grijă, cu spaime, cu emoții, stresuri foarte mari, până când te întorci acolo. Vedem noi pe cineva scutit de această sentință? Nimeni în această lume. Nimeni în această. În economia de timp al Tatălui nostru, în schimb, găsim intervenția Tatălui. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lumea asta, lumea, pământul pe ea, încât a dat ca preț de răscumpărare pe unicul său fiu, ca să o răscumpere. Nu s-o lese, nu a răscumpărat o sectă, nici o denominațiune, nici o credință oarecare, ci a răscumpărat lumea cu tot ce este pe ea. În această economie de timp găsim intenția lui Dumnezeu. La 1 Timotei, capitolul 2, nu le mai citesc, dar încerc să reproducem și care, frați, suntem atenți, vă rog să mă ajutați dacă greșesc și nu mă aduc aminte exact textul. Zice, Dumnezeu dorește, voiește,
ca toți oamenii să vie la cunoștința de Dumnezeu și să-L cunoască, dacă voiește. Oare n-a putea? Probabil că n-a putea, nu în stare. Vedem că până prezent am putea spune nu în stare. Uite ce e în lume, uite ce violență, uite ce se întâmplă. Mai mult, vine Domnul nostru în opera Lui de răscumpărare în viața publică de 3 ani și jumătate. Și știți ce declară Domnul? Eu am venit să îndeplinesc voința celui ce m-a trimis, nu a mea. Deci Domnul iată că depune preț de răscumpărare mai întâi de toate din iubire față de Tatăl, văzând un plan atât de minunat. Da, Tată, ai așa mare iubire față de creatură, subscriu, mă duc eu. Mă duc eu, Tată, uite, gata sunt să fac voia Ta, o Dumnezeul meu, pentru că legea Ta scrisă este în inima mea. Și ce declară Domnul? Am venit să îndeplinesc voința Tatălui. Și știți care este voința Tatălui? Să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Asta este voința lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul iubirii. Asta e Dumnezeul minunat pe care noi îl susținem. El a pregătit răscumpărarea neamului omenesc ca orice om care o trăi vreodată pe pământ să fie luat de mână. Hai Ioane, hai de Petre, hai Vasile, hai cunoaște-L pe Domnul, hai câștigă-ți viața din morți ai țărânei, din prizoniere ai cimitirelor, haideți afară să învie dar morți mei. Asta zice Domnul. Asta este, morți sunt ai Lui și cei vii care sunt morți în necunoștință de Domnul și bâșbâie ca orbii pe pământ, alergând încoace și încolo, sunt ai Domnului, cumpărați de El. Dar deocamdată, noi trebuie să spunem, de ce nu se realizează speranța? Ce spuneți voi, studenții Bibliei, astăzi? Că vine învierea, dar când? Că vine Domnul doara, când? S-a întors Domnul? Păi cum spuneți voi că s-a întors Domnul? Aveți dovezi? Nu-i mult până se va realiza speranța asta minunată a învierii? Nu-i mult? Nu-i mult. Suntem în pragul realității. Sunt zori. Sunt semne. Arătați-ne semnele, dar să fie credibile. Iată, dragii mei frați și surori, ce ne spune Sfânta Scriptură în capitolul 17, Evanghelia lui Luca, capitolul 26-27 și Marcel, te rugăm, 24 Matei, 37-38. Întâi Luca, 26-27. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și a venit prăpădit pe toți. A prăpădit pe toți. Adică în timpul zilelor lui Noe se construia acea corabie frumoasă, se lucra la o operă nouă, într-o grupare familiară, timp în care a venit potopul și a nimicit lumea de silnicie. Lumea de silnicie. Nu nimicit omul. Matei 24, 37-38. Deci, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beiau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe tot. Oamenii nu știu nimica. Noi putem să întrebăm în toate denominațiunile timpului nostru prezent. Știți ceva de sfârșitul lumii? Toată lumea vorbește de sfârșitul lumii ca de un cataclism în care se încheie existența omului pe pământ. Toată lumea vorbește de sfârșitul lumii, de o desfințare a planetei și Dumnezeu suflă ca la Hocus Pocus și face alt pământ. Măi, oameni buni, pământul este declarat de Biblie că e făcut să rămână veșnic în picioare. Nu e făcut să fie nimicit. Atunci trebuie să vedem lucrurile din alt punct de vedere. Iată că marea profeție a Domnului de la 24 Matei ne spune: și de la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăgezește și înfruzezi mlădițele, să știți că vara e aproape. Vara aceasta împărăției lui Hristos trebuie să fie aproape.
trebuie să stabilim doar cine e smochinul. Să ne uităm la smochin. Că dacă nu știm cine e smochinul, n-avem la ce privi. Smochinul, Sfânta Scriptură ne spune Ieremia, capitolul 24, că este Israelul. Așa ne spune profetul. Este vorba de semințiile cele bune ale lui Israel. El este egal națiunea Israel. Hai să ne uităm la națiunea Israel. Blestemul smochinului a fost eradicat. Fraților, voi care studiați Biblia, care sunteți pionierii erei noi a lui Hristos, a începutului împărăției lui Hristos, putem declara că a venit semnele împărăției lui Hristos pe pământ, pentru că vedem smochinul înfrăgezând și pe Israel dus acasă. Toate aceste lucruri ne confirmă faptul că Domnul nostru s-a prezentat la proprietatea lui, care este întâi Israelul, și unde profeții ne spun în felul următor. Isaia, capitolul 41. Care ați deschis capitolul 40, versetul 1 și 2. Cine are deschis? Așa. 40, versetul 1 și 2. Mângâiați, poți să... Da, da. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Mulțumim foarte frumos. La Naum, capitolul 1, frate, citește tot, tu te rog frumos, versetul 12. Așa vorbește Domnul, oricât de mulți și puternici vor fi, toți vor fi secerați și vor pieri. Chiar dacă te-am întristat, Ierusalime, nu te voi mai întrista. Nu te voi mai întrista. Mai mult ca atâta, profetul Isaia ne spune în capitolul 66, care aveți deschis la ultimul capitol al lui Isaia. Așa. 66, 12, Cosmin. Căci așa vorbește Domnul. Iată, voi îndrepta spre el pacea ca un râu și slava neamurilor ca un pârâu. Ieșit din matcă. Și veți fi alăptați, veți fi purtați în brațe și dezmierdați pe genunchi. Dragii mei, națiunea lui Israel a fost 1845 de ani împrăștiată pe tot globul și considerată paria societăților din toate popoarele. Orice nenorocire s-a întâmplat în popoarele unde a fost împrăștiate era din cauza evreului. Jădanul era de vină. El era considerat cel mai spurcat, cel mai șmecher, cel mai hoț, vinovat de toate relele. Acum să vă întoarce lucrurile. Veți ajunge ca să se îndrepte spre el pacea, ca un râu, slava neamurilor, recunoștința popoarelor. Față de această națiune să va ieși spre el ca un pârâu ieșit din matcă. Și veți fi alăptați și purtați în brațe, lăudați, nu ocărâți, nu blamați, nu defăimați. Nu socotiți spurcați, ci socotiți ceea ce meritați. Un popor al lui Dumnezeu. Un popor spre care Dumnezeu și-a îndreptat privirile conform unui plan pus la punct. Care plan? Apostolul Petru spune în predica lui de la Ierusalim, în biserica păstorită de marele apostol Iacov, că Dumnezeu și-a aruncat mai întâi privirile peste neamuri, ca din mijlocul lor să aleagă un popor, iar după încheierea acestui popor, pe care noi îl vedem tot mai rar dus acasă, Dumnezeu își îndreaptă privirile spre cortul lui David, pe care îl ridică din dărâmături. Cortul lui David e acasă. E națiune, are capitală, are drapel, este cu semnele de stat recunoscut și este membru al Organizației Națiunilor Unite. Este printre cele mai faimoase popoare care astăzi le vedem în lume. Cam pe locul 2
3 în lume se află Israelul astăzi. Pe locul întâi în cercetare, pe locul întâi în descoperiri, pe locul întâi ca luptător dârz să-și apere glia. Nu mai este niciun popor ca el. La ora actuală... Medicină. Poftim? Și în medicină. Și în medicină. Să-i mulțumim, soră Aurelia. Ierusalimul nu mai este călcat în picioare. Dacă nu mai este călcat în picioare, înseamnă că putem vorbi de faptul că domnia neamurilor a expirat. Nu putem greși. Dacă nu-i mai călcat în picioare de către neamuri, înseamnă că noi am sosit la timpul în care domnia neamurilor a expirat cu adevărat, așa cum ne arată timpurile noastre, studiile noastre, în 1914. Pe că vrem, că nu vrem. Mulți s-au săturat de aceste adevăruri minunate. Dar acesta este adevărul. Primul război mondial a încheiat domnia cinci mari imperii. Când ne place, când nu ne place, asta este o realitate. O căzut Imperiul Austriac, o căzut Imperiul Țarist, Imperiul Otoman, Imperiul Germanic, Marea Putere Anglicană. Deci au căzut cu ocazia Primului Război Mondial. Casele regale au rămas niște case simbolice care astăzi le vedem ca simbole. Acolo unde există, de guvernat, guvernează guvernele și prim-ministru. Așa. Biblia ne declară că atunci când înfrăgezăște smochinul, pe lângă smochin, zice evanghelistul Luca în capitolul 21, că mai înverzesc și alți copaci. Vă rog să ne uităm ca niște politicieni. Voi sunteți studenți ai Bibliei, soră de la Someșani, soțială Valentin, cum? Mărioară. Ne putem uita ca și niște politicieni. Da, nu trebuie să ne fie jenă. Suntem studenți ai Bibliei. Odată cu înfrăzizirea smochinului s-a întâmplat o deșteptare mondială. Au apărut peste 58 de state în mai puțin de 50 de ani. State de care nu auză nimeni. Și-o strigat independența. Știți ce-o strigat aceste state? Sunt tare! Nu mai sunt sub stăpânirea colonialistă. M-am eliberat, am făcut revoluții, mă simt tare. Păi pe ce te simți tare? Și sub mine e petrol. Am în deșert petrol. Mă simt tare. Îmi cumpăr arme. Îmi fac și armă atomică și nu mă mai tem. Băi, să zguduie imperiile, colonialismele, au supritorii, cei tari. S-a deșteptat lumea. Și zice evanghelistul pe bună dreptate, când veți vedea aceste evenimente întâmplându-se, ridicați-vă capetele. Pentru că izbăvirea voastră este aproape, zice Evanghelia lui Luca, capitolul 21, se poate citi, frate Cosmin, că poți găsi mai repede un pic, așa, versetul 29 și 30. Când veți vedea smochinul înfrăzizând și toți copacii, adică aceste state care s-au eliberat, 29 și 30. Și le-a spus o pildă, vedeți smochinul și toți copacii. Și toți copacii. Înfrunzește, vedeți voi singuri, cunoașteți că acum vara este aproape. Mulțumim. Dacă vara aceasta binecuvântărilor regelui regilor este aproape, noi putem să vestim cu ce vine ea însoțită. Ce vară ne aduce Domnul? Care este vara binecuvântărilor? Ce aduce el în locul umbrei morții? Ce aduce el în locul violenței? Ce aduce Domnul în locul ăsta a măhramei care au acoperit popoarele? Ce lumină ne aduce Domnul? De acest lucru trebuie să ne ocupăm și să vorbim. Noi suntem cei care suntem responsabili dacă ridicăm drapelul împărăției lui Hristos sau lăsăm jos. Noi suntem cei care suntem responsabili dacă spunem că vine binecuvântarea sau anunțăm pedepse, anunțăm sentințe, judecăți, tot felul de proceduri de judecăți. Nu, nu, nu. Tu ești solicitat astăzi să spui ce-ți spune Domnul, ce-ți spune ție Domnul. Isaia, capitolul 52. Ce-ți spune ție, Domnul?
Ai găsit Costel 52? Da. Atunci te rog să citești versul 6, cu curaj. Da. De aceea poporul meu va cunoaște numele meu, de aceea va ști în ziua aceea că eu vorbesc și zic, iată-mă. Ce spune Domnul? Iată-mă. Dacă poporul meu va cunoaște în ziua aceea, că el spune, iată-mă, păi spune și tu, e aici, este prezent. Mai departe, Marcel. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune. Vești bune, dragii mei, vești bune trebuie să aduce. Mai departe. Care vestește pacea. Să vestim pacea. Celui ce aduce vești bune, care vestește mântuire. Dar n-am avut destule vești înspăimântătoare. N-au fost destule vești de amenințare. N-am primit noi de la toate denominațiunile amenințări teribile, că în cazul în care avem alte păreri, ne paște moartea, ne paște excluderea, ne pasc pedepse teribile inventate de oameni. Nu e adevărat. Uitați ce zice aici. Zice, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește. Putem noi spune Dumnezeul tău împărățește? Ce dovezi avem că Dumnezeul meu împărățește? Păi iată ce spune mai departe. Astăzi vedem o alergare încoace și încolo, cum niciodată n-am mai văzut, și o cunoștință explozivă. Dragii mei, această cunoștință explozivă s-a ajuns, spune fratele Zoic, așa acum am trăzut prin telefon, că izraelienii au găsit o pastiluță pe care o înghiți, se duce prin corpul tău, filmează tot, o elimini, se duce la aparat și îți spune, pe intestinul gros ai cu tare, pe ficat ai cu tare, pancreasul ți-a așa, stomacul ți-a, pe esofag sunt problemele cu tare și ți-o filma tot corpul. Nu trebuie doctorul să deschidă, nu te mai duce la rază, nu te mai analizează, dom'le, trebuie să deschidem. Păi nu deschizi nimica. Îți spune ea exact unde, știința merge înainte. Nemții au inventat o monitorizare pe scaunul șoferului, că atunci când îți crește tensiunea, te semnalizează pe bord să tragi dreapta. Ai deja 160 tensiune, nu mai poți conduce. Și automat de pe mașină să se semnalizează salvarea pe 112, automat vine salvarea la tine să vadă ce s-a întâmplat, ce-i cu dumneata. Face electrocardiograma prin telefon. Electrocardiograma prin telefon. Da. Pe dragii mei, nu să stă în loc. Când s-o știu de așa mine? Noi am trecut de la șalata pusă pe genunchi și de la patlagină, am trecut la asemenea știință care fac obiectul prezenței Domnului nostru a două ore. Ne jenă să o spunem. Când o veni știința asta? O venit și cu strâmtorare. Păi da, o venit și cu strâmtorare. Pentru că ce trăim noi astăzi? Vă rog să căutați 1 Corinteni, capitolul 4, 5 și 7, iar tu, Cosmine, la Marcu, capitolul 1, capitolul 4, Cosmin, versetul 21. 1 Corinteni, capitolul 4, 5, zice, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Stai un pic, te rog. Domnul vine și scoate la iveală lucrurile ascunse la întuneric. Oameni buni, uitați-vă la televizor. Când ai mai auzit un prim-ministru în care ți-ai pus toată încrederea, ai pus și ștampila, l-ai votat și vine la televizor și zice că e hoț? Po furat de o stâmbă, băi omule, după omul ăsta l-am crezut, Doamne iartă-mă, mă, dar pe așa e asta. Uite tu ce tâlhărie o făcut, mă, ai, că mi-e mai mare rușinea singur în casă, dar păi să ies între oameni. Rănile sunt demascate ca niciodată înainte. Pentru că lumina s-a scos de sub masă, de sub obrou. Și cineva a luat-o și a pus-o în sfeșnic și luminează. Putem opri lumina timpului prezent. Este Domnul nostru întors a doua ora. Citește, Cosmine, te rog, capitolul 4, versetul 21. El a zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nici vorbă. Nu, este adusă ca să fie pusă în sfeșnic. Păi dacă e pusă în sfeșnic, luminează, dragii mei. Vedeți dumneavoastră, primar, primăriță, prefect, șef de poliție, procuror, șef de tribunal, parlamentar, miniștri,
Nu durează mult și vedem într-o descoperire uluitoare, pentru că a venit timpul ca relele să fie demascate. O deschis Arsenie Boca ochii în sicriu după 30 de ani de la moarte. Măi să fie, mă! Păi s-o dus piția, mă, cum au deschis ăsta ochii în sicriu, mă? O făcut așa minuni cu vioasa Paraschiva încât trebuie să umble toată lumea în coate și în genunchi și să pupe un os. Măi, nu se poate. Lumea cercetează și ți-o dă în vileag că, de fapt, bătaia a început de la fasole, nu de la China. De-aia s-au dus vieți oameni și până la urmă a ieșit un scandal monstru. Pentru că a venit timpul cunoștinței Domnului, a venit vremea ca această lumină a prezenței și a începerii operei de Domnia Domnului, ce să facă? Această domnie se soldează cu descoperirea racililor a Imperiului Celui Rău. El a venit astăzi să îndeplinească o operă cu totul și cu totul nemaipomenită. Habacuc, profetul Habacuc, ne spune ce operă îndeplinește Domnul astăzi. Și ne zice așa în capitolul 3. Ați găsit careva Habacuc 3? Habacuc 3. Habacuc 3. Da. Ce versetul? 9. Deci arcul tău este dezvelit. Arcul tău, adică săgețile prezenței Domnului nostru, este dezvelit. Pentru nu vine să stai de vorbă cu infractorul. Este sosit proprietarul în capătul tarlalei și infractorul pe tarla. Cel rău care a uzurpat împărăția de la Dumnezeu prin înșelăciune și minciună. Deci arcul tău este dezvelit, blestemele sunt săgețele cuvântului tău. Tu despici pământul ca să-i dai drumul râurilor. Despici pământul, adică organizația socială, politică, economică, financiară sau de asigurări care o vedem astăzi pe pământ, o dezvelești, o demaști ca uzurpată și dai drumul râurilor, adevărurilor despre orice se mișcă pe pământ. Cum îți iai, domnule director de bancă, salari de 300 de milioane pe lună? Din banii mei, care i-am pus pentru un sicriu, pentru o operație la medic, atât azi e? Cum ți-ai făcut tu, asiguratorule, vilă, casă, mașină și alte lucruri din banii de asigurare? Și alte instituții care le vedem, că se întâmplă sub ochii noștri, dai drumul râurilor adevărului. Mai departe. Zice, la vederea ta se cutremură munții. Se cutremură întăriturile, sigur că da. Instituțiile întărite se cutremură pentru că ce vedem? Mai departe. Zice, să năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Cele mai neîntunecate zone de neștiință, necunoștință, astăzi sunt înarmate cu cunoștință, cu știință. Să ridică adâncul. Unii nu te-ai mai gândit că vreodată cineva va ști de acolo cum fur eu, cum mint eu, cum administrez eu prin uzurpare. Să ridică adâncul și strigă dreptate. Pentru că trăim în perioada care se numește perioada celui de-al șaptelea înger sau perioada Laodicea. Unde caracteristica acestei perioade, noi învățăm studenții Bibliei că este caracterizată de strigătul cum? După dreptate. Dreptate pentru popor. Asta e perioada Laodicea. Nu vedem pe toate zonele drepturile omului. Când s-o mai striga drepturile omului? Când se strigă mai abitir, respectați drepturile omului. Uitați ce se întâmplă astăzi în Europa. Țările nordice, Franța, Germania, 69%, 70% spun să primim emigranții, să primim refugiații din teatrele de luptă, să primim emigranții din zonele de conflict, să primim emigranții din țările foametei, să-i primim la căminile noastre, că avem din belșug. România, numai 23% sunt de acord să-i primim. Ungaria, 16%. Alte țări care au fost bântuite de spaime sunt reticente, pentru că am trăit spaima comunismului. Am trăit spaima întunericului.
am stat aici închiș, fără comunicare, fără... Am citit cărțile adevărului pe sub masă, dacă nu ți le-o lua securitatea. Dar în țările civilizate să-i primim, să-i lăsăm, lasă-i să vină. Nu-i bai că fură, nu-i bai că nu lucrează, că încet, încet vor lucra. Vom instrui copiii, vom ajuta copiii, vom școlariza, îi vom educa și îi vom forma să muncească. Iată, există speranță. Să schimbă lucrurile în lume, fraților. Să schimbă că vrem noi, că nu vrem noi. Marele meșter, care stă în dosul norilor, acestor strâmtorări care le vedem, își duce lucrul nemai întâlnit la îndeplinire sub ochii noștri. Știți noi ce trebuie să facem? Să observăm măcar atâta când veți vedea lucrurile. Ridicați-vă, mă, capetele și strigați. Dumnezeul tău împărățește. El a spus, măi, vezi, spune atâta. Că am zis, iată-mă. Spune și tu că e prezent. Nu-ți fie jenă. Ce se întâmplă astăzi mai departe? Observăm că din ce în ce mai puțină credință este pe pământ în timpul prezent. Și lumea se plânge că nu merge lumea la biserică, că nu se duce lumea la o credință, că din ce în ce mai multă lume părăsește credința. Care? Credințele nominale. Credințele care își apără interesele proprii. Credințele care sunt constituite cu scop uzurpator. Biblia declară la 2 Timotei capitolul 4 și caracterizează această vreme. 2 Timotei capitolul 4 de la versul 1 zice apostolul și îndeamnă pe Timotei Pavel când îi scrie și apasă spunând așa, versul 1: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățăturile. Vine vremea când oamenii nu mai suportă învățăturile basmelor. Nu-l mai poți aburi pe om cu povești. O veni vremea când fiecare poate verifica credința lui. O veni vremea când poate verifica dacă ce-a spus popa, ce-a spus pastorul, predicatorul, este real sau nu e real? Se poate întreba, domnule, da sau nu? Și poate ridica mâna că e liber. Nu sunt de acord cu dumneata. Am altă părere. Îmi pare rău. Nu-ți de părerea asta. Această vreme a venit. Zice lumea că e o vreme a obrăzniciei. Nu e o vreme a obrăzniciei, ci o vreme a trierării adevărului. Trebuie să rămână în ciur piatra prețioasă. Asta trebuie să rămână în ciur. Mai departe. Așa. Și îi vor gâdile urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după poftele lor. Mulțumim! Gâdilarea asta urechilor, ca fiecare să-și facă o credință axată pe fel de fel de doctrine, o vedem și astăzi când florește în toate denominațiunile, mai ales în dizidențele de toate culorile posibile. Învățături după plăcerile oamenilor. Aceste lucruri rezistă foarte puțin. Din cauza aceasta, ce observăm, dragii mei? Că noi, țară creștină, în proporție de 90%, suntem la un nivel de dezvoltare și Norvegia, 90% atee, e la alt nivel de dezvoltare. Întrebați-l pe Cosmin. Că a fost în Norvegia. Că țările civilizate îngroșă rândul ateismului, nu mai vor să creadă nimic, toată lumea se sperie că lumea se îndepărtează de Dumnezeu, dar nu e adevărat. Lumea s-a săturat de erori. Pe lume nu mai poți păcăli cu minciuni. Nu mai poți ademeni cu basme iscusit meșteșugite. Nu se mai poate păcăli. Lumea mai bine devine atee. Nu cred nimic. Și așteaptă adevărul. Așteaptă dovezi reale. Așteaptă dovezi raționale. Și va crede împărăția lui Hristos. Nu-i de speriat că lumea devine atee. Mai mult, observăm astăzi ca niciodată
un conflict acerb între muncă și capital. Apostolul Iacov îl descrie. Raportul dintre sărați și bogați în capitolul 5, versetul 1 până la 4. Apostolul Iacov. Ce vedem astăzi? Că se strigă dreptate. Cere justiție lumea din ce în ce mai mult. Și să fac greve. Pentru că aceste greve creează raportul dintre muncă și capital și astăzi muncitorul nu mai poate fi băgat nici în mină, nici pe schelă, nici în agricultură pe ogor, fără să știe cât câștigă patronul și cât e el. Păi, domnule patron, pe dumneata ți-ai făcut și iaht, ți-ai făcut și casa la copii, ai mașini trei, ai bani, păi eu de-abia îmi trăi familia și lucru la dumneata 12 ore pe zi. Păi, domnule, trebuie mai mult. Nu se poate. Lumea nu mai poate fi păcălită. Conflictul dintre capital și muncă este din ce în ce mai mare. Iacov îl descrie ca un conflict, Marcel. Te rog, Iacov 5, de la 1 la 4. Ce, ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zile de pe urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Da. Vreau să spun că suntem în situația de revoluție și anarhie pe plan mondial. Revoluția înseamnă schimbarea unui sistem cu un alt sistem. Revoluția este aceea care nu permite unui sistem fals și mincinos să dăinuie mult. Să lovesc apele talazurilor din mulțimi nemulțumite din edificiu a sistemului inventat de cel rău. Casa celui rău să clatină din temelii și până în vârf. Cine este la cârma acestor lucruri, dacă nu Domnul? De cel rău nu se duce de bunăvoie din dispozitivul de comandă. El nu se duce de bunăvoie din domnia și împărăția acestei lumi. Dar dacă vine unul mai tare peste el, zice apostolul, îl leagă, îi ia armele și îi împarte moștenirile pustiite prin uzurpare. Deci ne aflăm în faza în care războaiele și pregătirile de războaie sunt întoi, pentru că lumea este dominată de națiuni slabe deocamdată și națiunea slabă începe să strige la eliberare și strigă că sunt tare. De la 1914 încoace, cele două războaie mondiale, Revoluția Bolșevică, ridicarea și exacerbarea naționalismului, le-am văzut noi care trăim astăzi, că lupta pentru putere și zonele de influență dintre comunism și capitalism au dus la periculoase conflicte care încă nu sunt stinse. Sunt latente, dar nu sunt stinse. Ce observăm, dragii mei? Că ziua aceasta Domnului aduce un pic de nesiguranță. Nesiguranța este datorită faptului că tot ce-a inventat cel rău nu dăinuiește. Ce-a inventat cel rău? Sistemul nostru de muncă a fost întotdeauna în pericol de a se închide. Ba fabrica, ba firma dă faliment, ba locul de muncă unde sunt, că vine altul cu pile, vine altul nepot, vine altul copil și ești tot timpul în nesiguranță. Deci caracteristica acestor zile este nesiguranța, din multe puncte de vedere. Mai nou se anunță nesiguranță și din partea casei de pensii. Vă puteți imagina ce se poate întâmpla. Ca oamenii să rămână fără fondul de pensii din cauza încărcării lui nespus de mare. Din acest punct de vedere, profetul, marea profeție a Domnului ne spune la Evanghelia lui Matei, capitolul 24, că pentru înlăturarea acestui sistem decadent a celui rău, vom asista la un necaz cum numai cunoscut popoare. Acest necaz va avea ca scop pentru scurtă durată înlăturarea împărăției celui rău, din toate punctele de vedere.
Noi credem că acest conflict va fi de scurtă durată pentru că el va fi un conflict între marea masă a omenirii, ca să nu zic a unei țări, și guvernare. Așa cum vedem astăzi miniștrii care își dau demisia că nu mai pot guverna. Prim-ministrii care refuză conducerea guvernului. Alții nu vor să se mai bage. Nu le trebuie așa ceva, că e prea greu, prea complicat. Probabil că vom asista la ceea ce noi numim o cădere generală a Babilonului. Atât mistic, cât și civil. Acest Babilon pe care noi îl avem descris, vom auzi la fratele Michi probabil, acest Babilon a ajuns astăzi o casă, un cuib enorm de minciuni, de spurcăciuni și de curvii nemai întâlnite care s-au făcut în tot felul de crezuri care astăzi sunt descoperite. A întunecat lumea, a îmbătat omul de cap. El se va prăbuși ca o piatră de moară sub prezența Domnului nostru a doua oară. Orice ochi poate vedea aceste evenimente. Nu în sensul că Domnul va veni în formă de trup și orice ochi îl va vedea pe norii cerului, ci orice ochi va vedea aceste mișcări senzaționale pe care Apostolul Pavel le descrie în capitolul 8 de la Romani. Că însăși firea, omenirea în general, așteaptă cu suspinuri negreite descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Adică așteaptă o reformă. O reformă să-i convine. O conducere înțeleaptă, părtinitoare, plină de iubire și de dreptate. Asta așteaptă de câte ori merge la vot. Speră că ăsta va fi mai bun. Și cu această speranță să duc spre a recunoaște pe regele regilor, pe Domnul domnilor și guvernarea de la Ierusalim. Deci, dragi frați și surori, suntem la momentul în care credincioșilor li se cere să sune din această trâmbiță a adevărului, să apese pe această coardă a adevărului care se numește prezența lui Hristos și să poată anunța omenirii că timpul de păcat a trecut, că noaptea de păcat e pe sfârșit și să-i vezi zorile binecuvântate a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, pentru care toată creatura să roagă, vie împărăția ta, să se voie, facă voia ta, precum în cer și pe pământ. Eu doresc ca Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să înțelegem aceste evenimente care ne înconjoară, le trăim, le vedem cu ochii noștri și să putem recunoaște printre norii acestor strântorări zorile dimineții milenare a luceafărului de dimineață, a împărăției lui Hristos, care în curând va înlătura răul de pe pământ și va aduce zorii binecuvântați de pace, liniște, de sănătate și de viață în general pentru orice creatură care a trăit vreodată pe pământ. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Amin.